Rămâne aici, în Republica Moldova. Și câștigătorul este Stanislav Țibai, Republica Moldova. Marele premiu la secțiunea copii, Stanislav Țibai, Moldova. Aș vrea să-i dau cuvântul domnului Eugen Tomac, consilier al președintelui României, Traian Băsescu. Eugen Tomac! Bună seara! Sunt onorat deja de câteva ediții la rând. Sunt prezent în această sală. Sunt încântat pentru că acest festival devine unul dintre cele mai importante evenimente culturale din România și Republica Moldova. S-au scurs 20 de ani de când PNR le-au părăsit Doina și Ion Andrei Todorovici. Mă bucur însă că doamna Eugenia Marin, împreună cu Cristofor, reușesc să păstreze viu acel spirit pe care dumnealor l-au creat. Cel mai bun omagiu pe care îl putem aduce celor doi mari luptători pentru adevăr și dreptate este să nu-i uităm. Și acest lucru îl facem cu toții acum. Sincere felicitări și vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc frumos! În semn de profundă recunoștință, domnul Tomac, vă rog să ne vorbiți. În semn de profundă recunoștință pentru susținerea festivalului nostru, domnul Eugen Tomac este înunată o diplomă de excelență